Viața campioanei gimnasticii românești, Andreea Răducan, s-a schimbat radical în ultimii ani. Cei doi copii, Amira Sofia și Andrei Filip, dar și soțul ei sunt cei responsabili pentru noua sa viață, cea de soție și mamă, mai fericită ca niciodată, vorbește despre această perioadă grea, dar extrem de frumoasă, chiar acum, campioana noastră, Andreea Răducan. Viața s-a schimbat din bine în mai bine, din frumos în mai frumos. Provocările sunt mai mari, fără doar și poate, cu amândoi, mai ales că sunt mici și sunt apropiați de vârstă. Diferența este de 2 ani. Însă, cred că mai avem un an în care trebuie să tragem, să ducem greu, să-i dea Dumnezeu sănătate mamei, care este omul de bază și mă ajută, ne ajută foarte mult. Nu mă plâng absolut deloc. Întotdeauna am spus că este tot ce putea Dumnezeu să ofere mai frumos pe lumea asta. Sunt foarte recunoscătoare, așa încât și zi lumină să stau în picioare, tot nu e prea mult. Este geloasă, fetița? Micuța este un pic geloasă, e absolut firesc comportamentul ei, de unde era întotdeauna în centrul atenției, doar ea era importantă. Acum, brusc și dintr-o dată, mă vede destul de des cu micuțul, în brațe, fie pentru că mai plânge din cauza colicilor, fie pentru că trebuie să-l alăptez, sau poate că pur și simplu simte și el nevoia să stea în brațe. Și atunci, sigur că ea e destul de nenumerită, așa, de ce vii cu mai mult în brațe și ea deja a pierdut teren. Însă avem grijă și eu și tati și bunii. Uneori o cheamă pe bunii mai des să-l ia pe bebe, ca eu și tati să fim disponibili pentru ea. Ne descurcăm, cred că vom reuși să manageriem bine această perioadă. Simți împlinită? Sunt foarte împlinită și sunt foarte recunoscătoare. Trăiesc o perioadă, să spunem, solicitantă a vieții mele, dar extrem de frumoasă din punct de vedere a fost darnic cu mine. Sper ca și eu să reușesc să fac suficiente lucruri bune și frumoase în viața asta ca să merit tot ceea ce primesc. Nu are timp pentru ea nici acum, de când este mamă, și nu a avut nici în copilărie, dar nu regretă nimic. Amintirile o leagă de acea perioadă, despre care deja a început să le povestească și celor mici. A văzut câteva fotografii cu mami în costum de gimnastică și deja știe că mami a făcut gimnastică un pic. Sunt convinsă că va veni momentul potrivit în care să-i povestesc despre competițiile la care am participat, despre antrenamentele pe care le-am avut în cantonamentul de la Deva. Sunt convinsă că vom merge și în vizită la Deva, să vedem locul acelor ani pe care eu i-am petrecut acolo alături de colegele mele. Te-ai sfătuit și fiica, de exemplu, să meargă pe același? Cu siguranță copiii noștri vor face sport. Deja și eu și tati am discutat despre lucrul acesta și consider în continuare că cea mai frumoasă educație este cea prin sport, așa încât cei mici cu siguranță vor practica sport. Acum să vedem dacă vor fi suficient de talentați sau de tenace să facă sport de înaltă performanță, dar, repet, cu siguranță vor practica sport. Te rog frumos, povestește-mi puțin cam ce simte un sportiv când primește o medalie, când e pe podium acolo și zeci de mii de oameni aplaudă. Întotdeauna m-am întrebat și am fost curioasă, ce simți așa, emoțiile pe care... Un astfel de moment e foarte frumos să-l poți trăi. E destul de dificil să-ți poți alege cuvintele sau să le găsești pe cele potrivite, să poți împărtăși oamenilor încărcătura emoțională, bucuria, mândria, dacă vreți, nu știu, recunoștința pe care poți să o ai când ești pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, când vezi foarte mulți oameni în picioare ascultând imnul țării tale pentru o performanță pe care tu ai câștigat-o. Sunt mici fragmente, poate, depinde, fiecare trăiește în fel și tip, însă în ceea ce mă privește, cam asta a fost. Lacrimi de bucurie, poate nu-ți mai aduce aminte de momentele în care ți-au ieșit antrenamentele, nu ți-au ieșit antrenamentele. Ai fost, nu știu, de multe ori în situația în care ai vrut să renunți, pentru că se întâmplă, sportul de înaltă performanță te duce uneori în limite sau la limite, în care spui sau te întrebi oare este drumul corect, cel pe care sunt, poate că ar trebui să mă gândesc, să mă reorientez. Ori atunci e foarte important rolul antrenorilor, rolul părinților, cei care sunt alături de tine și reușesc să te pună din nou pe drumul cel bun, ca tu să nu-ți abandonezi lupta și mai ales visul pe care ți-l ai, pe care ți-l dorești să-l îndeplinești. Ai avut momente în care simți nevoia să renunți? Sigur.
sport. Sigur, au fost multe momente, multe. Sunt momente în care poate te antrenezi foarte mult și ai impresia că lucrurile merg bine, merg la concurs, poate că ratezi sau poate că lucrurile nu s-au întâmplat chiar așa cum ți-ai dori și atunci există sentimentul de deznădejde. Da, cineva vreun sfat care ți-a rămas bine întipărit în minte? Dacă da, cine și ce sfat? Da, sigur, am învățat de la... de foarte mult de la oamenii cu care am colaborat. Un sfat foarte important pe care mi l-a dat tata, chiar am povestit și în cartea autobiografică pe care am scris-o, reversul medaliei, de faptul că în momentul în care începusem să urcăm, să urc pe bârnă și să învăț elemente ușoare, i-am spus tatălui odată acasă, după un antrenament, că n-aș mai vrea să mai merg la sala de gimnastică pentru că trebuie să urcăm pe bârnă, bârna e înaltă și prea subțire și mie mi-e teamă. Ori tata mi-a zis, tati, urcă fără frică, tata te așteaptă în capătul bârnei. Sigur că tata nu era acolo, dar cumva mă gândeam că orice s-ar întâmpla, el este, sub o formă sau alta, la capătul bârnei.